adică Mira Bedan și Bogdan. Da, și astăzi, să știți că nu vă ducem prin stații de metro, așa cum se pare. Suntem la London Bridge aici. Și de ce am venit aici? Ca să vizităm cea mai înaltă clădire din... Se vede? Europa! Probabil se vede, da. Hai să vă povestim puțin cum a început totul și de ce am ajuns să venim astăzi aici și să-l vizităm pentru prima dată, și pentru noi. Nu facem asta pentru vlog, îl facem și pentru noi. Da, și pentru noi. Datorită faptului că avem un voucher și voucherul ăsta, care e istoria lui de fapt, să spunem așa pe scurt, Anul trecut de ziua mea, noi plăniserăm să venim aici la Deșarg. Și de la servici mă tot întrebau ce o să faci, Și eu tot ziceam, merg la deșar. Am venit aici și din păcate în această nu mai erau locuri disponibile. Și luni când am mers la servici m-a întrebat, da, și cum a fost și altul? Păi nu a fost, că n-au fost locuri disponibile. În decembrie noi facem Secret Santa la servici și atunci managera mea mi-a făcut cadou un voucher pentru Deșar, pe care îl folosim astăzi. Hai să vedem, suntem foarte bucuroși că e vremea frumoasă și nu ne trebuie nici booking, nu ne trebuie nici rezervare, nimic. Am sunat și au zis că putem veni cu voucher și te bagă. Da, oarecum biletul nostru era walk-in. Vii și dacă au locuri, dacă nu, mai aștept puțin, na, și să vedem cum o să fie. Și normal că voucherul e pentru două persoane, da? Și cât a costat? A spus prețul? M-am uitat eu după pe internet, era 25 de lei. Viteza medie a liftului este de 6 metri pe secundă. Și cu liftul ăsta mergem până la etajul 68. Din păcate nu ne-a lăsat cu selfie stick-ul. Nu avem voie. Wow! Foarte rapid! Chiar super! Cum ți se pare? Oh, mi se pare chiar super tare! Faptul că geamurile sunt foarte mari de jos până sus, e super, super tare! Ce vedere! Ne facem selfie la Deșarg. Ne aflăm la etajul 68 în Deșarg, faimosul Deșarg. Vederea este superbă. În față se află Canary Wharf, Tamisa, care șerpuiește frumos, faimosul Tower Bridge. Și lângă Tower Bridge se află, ați ghicit, Tower Hill. Sfârșit am ajuns în Deșarg! Da, după atâta timp! Foarte mult timp! Bine, putea veni oricând, dar am spus că o să venim cu o ocazie specială și asta chiar este o ocazie specială. Mai ales pentru că azi e o vreme deosebită, frumoasă, senină și avem o vedere minunată. Hai să vă spun câteva lucruri despre Deșarg. Deșarg are o înălțime de 306,9 metri. Este cea mai înaltă clădire din Uniunea Europeană. Da. Noi am mai fost în Burj Khalifa la Dubai și în Commerzbank Tower la Frankfurt. Da, practic ăsta este... Al treilea zgârie nor pe care îl vizităm. Da, a fost construit din 2009 până în 2012. Acolo jos la geam e Bogdan, face poze. Hello, hello! Nu mă vede și nu știe că sunt aici. Se învârte printre mese să facă poze.
să acapareze toate momentele și peisajele. Cam așa se vede, între etaje. Și în această parte este explicat foarte fain ce anume se află în acest, în această clădire, în acest gârie nord, da? Și anume de la etajul 2 la 28 sunt birouri, de la etajul 31 la 33 sunt restaurante și baruri, vestitul și luxuriosul hotel Sangri este de la 34 la 52. Apartamentele, foarte, foarte scumpe, bineînțeles, sunt de la etajul 53 la 65, unde suntem noi acum, mai exact la 68, la etajul 68, și unde o să urcăm noi, o să ajungem la etajul 72 pe acea scară. Hai să mergem. Și acum este la etajul 72 și aici e o terasă, un bărleț. Da, foarte frumos. Lumea se relaxează. Ce poți să faci? Să admiri frumoasa vedere. Să faci poze. Toată lumea face poze. Da. Și pe bune dreptate. E puțin mai nasol cu soarele. E foarte mult soare. Da, e minunat. Asta vreau, de fapt, să fie soare. Da. Acest proiect a fost finanțat aproape în totalitate de investitori privați din Qatar. Știți voi, acea țară mică, mică și foarte bogată în resurse naturale. Cei de la English Heritage au criticat dur acest proiect, denumindu-l o bucată de sticlă în inima istorică a Londrei. Și pe bune dreptate, deșarg înseamnă ciol în limba română. Poate ar fi fost mai bine dacă l-ar fi construit în Canary Wharf, care nu se află departe și este o zonă unde se află foarte multe clădiri, scârie nou. Da, și nu credeam că o să fac vreodată vreun video într-o baie. Se vede? Sunt într-o baie, dar nu e o baie oarecare. Param-param! Ia uitați ce vedere are această baie. Da. Asta e cea mai frumoasă baie din lume, cred că. Din lume, nu chiar din lume, dar oricum. O superbă baie cu o așa vedere, minunat! Sunt aproximativ 11.000 de pași.
aceasta a fost vizita noastră la The Shard. Cum a fost? A fost foarte interesant. Vederea a fost superbă. Da, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că era vreme bună și am putut vedea chiar tot. Nu mă așteptam să se vadă așa de bine. Ceea ce nu mi-a plăcut a fost faptul că ne-a luat selfie-stick-ul la intrare. Da. Nu ne-a lăsat cu selfie-stick-ul, ceea ce a fost mai puțin mai complicat, mai complicat ca să filmăm, dar n-a fost imposibil, nu? Dar am filmat cu camera, cu telefonul, da. Puțin aglomerat, cred că de obicei e și mai aglomerat. Da, având în vedere perioada care trece. Dar oricum toată lumea aștepta să stea, să contempleze, să se bucure de minunata priveliște. Acesta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Da. Dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii, reclamații, orice, scrieți-ne. Da, un like sau dislike ajută mult. Vă mulțumim pentru că ne susțineți în acest proiect și ne vedem la următorul video. Pa! Până atunci, vă salutăm de aici de la The Shard.